și depinde cum vă simțiți în ziua respectivă. Dacă vă simțiți bine, o luați ca și glumă, dacă vă simțiți rău, faceți din țânțara armăsar. Da? Și fiți foarte atenți. La în următoarea perioadă, persoanei iubite mai ales, acolo unde sunt literele care vi le spun, pentru că voi aveți relația respectivă, merge bine. Dar faptul că face o glumă, poate ne la locul ei, vă enervează. Da? Sau invers, adică poate să fie și invers. Da? În rest, nici voi nu ați avea de ce să vă faceți prea multe probleme. Cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, puteți uh, avea o relație, doar că fiți atenți că, în multe cazuri, e posibil ca relația respectivă să nu fie tocmai corectă de la început. În sensul că um, Puteți să întâlniți, să zicem, un bărbat sau o femeie, nu are importanță și să vă doriți o relație cu persoana respectivă, doar că persoana respectivă să fie căsătorită și să nu vă spună acest lucru. Sau să vă spună, ok, sunt căsătorit sau căsătorită, în funcție de caz, și dar voi divorța și voi fi cu tine. Nu aplicați urechea așa ușor. Lăsați-l întâi să divorțeze sau lăsați-o întâi să divorțeze și după... Uh, stați de vorbă pentru că nu cred că va divorța prea curând va divorța la un moment dat pentru că e clar că acea căsnicie nu mai funcționează din câte se vede în ceașca de cafea dar uh, nu e ceva care se întâmplă acum, deci dacă aveți răbdare bravo vouă, așteptați nicio problemă, dar uh, în următoarele trei luni de zile și cunoașteți acum persoana respectivă, nu cred că se va întâmpla acest lucru să divorțeze pentru voi. Da? Deci fiți foarte atenți la acest aspect pentru cei care sunteți singuri și întâlniți acum pe cineva. În rest, lucrurile sunt bune și la voi. Nu am ce să vă spun ceva. Deci cu dragostea chiar stați, veți sta bine în următoarea perioadă. Nu Pot să zic că va fi o dragoste din asta, vai, prințesa mea și regele meu și chestii de genul, dar cel puțin e o dragoste acolo unde deja sunteți în relații, e ceva stabil, unde sunteți singuri, puteți întâlni o altă persoană. Nu că cei căsătoriți n-ar putea întâlni altă persoană, da? Deci, toți puteți întâlni altă persoană. Doar că. Încercați să faceți lucrurile corect, încercați să pe cât posibil, și sau știți cum se spune, pentru că aici văd două persoane care se bat cu a treia și nu e ok. Da? Deci, încercați să. Pentru că, dacă voi ziceți că fac pentru că nu află soțul sau soția, nici nu știți când poate afla. Iar aici, din câte se pare, dacă e vorba de o relație mai veche, fiți atenți că peste două puncte soția sau soțul. Poate afla, da? Deci, atenție mare Cum vă Descurcați Pentru că dacă nu Voi suferiți Bun, cam atât am avut De spus și în dragoste pentru voi Pentru perioade ur următoare Oricum o să mai revin și cu alte talări Așa că pentru moment Sper că uh, Sunteți uh, lămuriți Și o să vă dau și alte mici trucuri, inclusiv și pe sau sfaturi, da? Și pentru dragoste în videoclipurile următoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere.